Costel Avram și-a reiterat afirmația potrivit căreia îl va susține pe Nicolae Timiș, candidatul PSD la primăria Hațeg, pe Tiberiu Iacob Riți, candidatul PDL la primăria Petroșani, dar și pe candidații independenți Ioan Vălean la Gioagiu și Florin Oancea la primăria Deva. La ora când discutăm noi, suntem în discuții foarte avansate pentru a susține candidatura independentului Vălean la Gioagiu. Sprijinim pe Nicolae Timiș la Hațeg, fiindcă Nicolae Timiș a făcut ceva, a construit și noi sprijinăm pe cei care construiesc. Nu vă ascund faptul că avem discuții și mai sunt și alții independenți la Deva care vor să candideze, dar la ora aceasta am avut o discuție cu Florin Oancea și el este și el în vizorul nostru pentru a putea fi sprijinit ca și independent la municipiul Deva. Costel Avram a promis că nu-i va lăsa pe adversarii politici să se plictisească prea mult, așa că promite și alte surprize.